Vremea frumoasă și caldă și vacanța copiilor au umplut deja locurile de joacă, terasele, pădurile și grădinile zoologice. Este foarte frumos, este un loc minunat și sunt multe animale frumoase și exotice. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Papagalii. Adică este foarte frumos totul aici și o să mai vin. Dincolo de previziunile meteorologilor, înțelepciunea populară are propria ei prognoză pentru vreme. Așa spune tradiția, că cum e vremea de flori, va fi și de Paște. Zile de relaxare și la munte, unde primii turiști au sosit deja să se bucure de peisaje și aer curat. La poalele Ceahlăului, gazdele le-au pregătit oferte speciale, de la camere în hotelul Plutitor până la plimbări pe lacul Bicaz cu tot felul de ambarcațiuni. Organizăm excursii pe lac cu vaporașul, avem plimbări cu hidrobicicleta, avem bărci cu motor de 5 cai, se poate închiria șalupă. Locuri frumoase, aerul curat în primul rând. Peisajele sunt foarte frumoase. Vremea super bună am prins-o. Acum să sperăm că va ține până plecăm, că mai stăm 2 zile. Turiștii pot face și drumeții în zonă. Vremea bună permite accesul pe potecile marcate, iar traseele către vârful Ceahlăului sunt cu grade diferite de dificultate. De la meteorologi avem vești bune pentru zilele care urmează. O vreme în general frumoasă, cu valori de temperaturi între 17 până la 24 de grade Celsius, 20 de grade în capitală și în zona litoralului ne așteptăm la valori de până la 17-18 grade. Este posibil ca, într-adevăr, de miercuri, noaptea și joi să avem ceva averse în jumătatea estică a țării, dar în cantități foarte mici, nesemnificative. România are echipamente noi pentru prognoza meteo. 7 radare noi de ultimă generație funcționează acum în toată țara. Ultimul a fost pus în funcțiune la București. Noile radare sunt amplasate la o distanță de 44-45 de metri înălțime și pot monitoriza o zonă geografică circulară de până la 230 de kilometri. Le oferă meteorologilor date foarte precise, atât pentru prognoza meteo, dar mai ales pentru avertizările de tip nowcasting. În special, fenomenele meteo extreme vor putea fi detectate mai repede. Tehnologia vechilor radare era la nivelul anului 2003. Un minut înainte, acolo unde putem să și anticipăm și să emitem o avertizare de tip nowcasting, de cod galben, portocaliu sau roșu. A fost un efort foarte mare. Pentru obținerea numai autorizațiilor de construcție a turnurilor, ni s-au cerut și 25 de autorizații. Este, cred că, unul din cele mai performante sisteme radar din această parte a Europei. Cele 7 radare noi au costat 25 de milioane de euro. Fonduri europene, niciodată Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor n-ar fi avut buget pentru acești bani. În perioada următoare sunt programate și alte investiții. Modernizarea rețelei de detecție a fulgerelor, extinderea rețelei de stații meteo automate, dar și înființarea centrului agrometeorologic la care se lucrează deja.